În acest videoclip vom vorbi pe scurt despre acoperirea capului. Biblia spune 1 Corinteni capitolul 11 despre femeie. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă, adică ca cea care este în partea dreaptă. Deci aici spune orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei. Și când spune dezvelit, noi toți românii înțelegem că orice femeie care se roagă cu capul fără să fie acoperit cu batic, mahramă sau năframă. Dar aici Biblia nu spune deloc batic, năframă, mahramă. Spune doar dezvelit. În limbajul nostru noi înțelegem că cu batic, deși nu pomenește nimic și nici nu spune să fie legat în față și câteva noduri făcute în față. Biblia spune dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Deci dacă este rușine pentru o femeie și într-adevăr este o rușine ca o femeie să fie tunsă băiețește, cu părul scurt, sau să fie rasă ca cea din dreapta sau tunsă ca cea din stânga. Biblia spune să se învelească, adică ca să nu mai aibă rușine aceasta, să-și lase părul lung. Dacă s-a referit la batic, atunci de ce ar mai trebui părul lung? Că fie că e rasă, fie că e cu părul scurt sau lung, ea și-l acoperă părul cu batic, dacă se referă la batic. Dar aici Biblia nu pomenește nimic și spune din contră, dacă e rușine pentru o femeie să fie tunsă ca cea din stânga sau rasă ca cea din dreapta, să se învelească ca cea din mijloc, Biblia spune să se învelească. Iar în versetul 15 spune pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Deci în versetul de mai sus, Biblia spune femeia să se învelească și în versetul 15 spune că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Aici spune versetul 13, judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită și toți înțelegem acum, adică fără batic, deși nu pomenește nimic. Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? De ce spune Pavel la bărbați despre păr? Că înainte vorbea despre descoperământul femei. De ce nu spune, nu vă învață chiar și firea că e rușine pentru un bărbat să aibă pălărie sau căciulă? Ci din contră, Pavel spune, nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să aibă părul lung? Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Deci vreau să spun din cuvântul scris pe care Pavel l-a scris prin Duhul lui Dumnezeu că femeile cu părul scurt, tunse băiețește, nu face bine, greșește. La fel femeile rase nu face bine și greșesc. Femeile care sunt ca cea din mijloc, așa trebuie să fie toate. Femeia trebuie să fie acoperită. Biblia spune părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Deci toate femeile trebuie să aibă părul lung. Dacă vor să fie pe placul lui Hristos, poate unii vor zice, dar de